Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată în care vreau, iubiții mei, să vedem încotro mai merge povestea noastră de dragoste. Vreau să văd dacă mai există interdependențe, vreau să văd dacă mai există sentimente ale acestei persoane pentru tine, da? Haideți să vedem împreună, ca de obicei, iubiții mei, care este situația. Vom începe cu oracolul, astăzi am ales oracolul zânelor, după care vom continua cu tarotul vrăjitoarelor. Mulțumesc frumos celor care sunteți în direct, mulțumesc frumos tuturor celor care vă uitați și după. Dragii mei, vă iubesc și vă mulțumesc că sunteți cu mine pe canalul meu de atâta timp și că întotdeauna găsim lucruri frumoase și bune care să le facem împreună. Cei care doresc etalări private au aici telefonul pe măsuță, e-mailul și telefonul mai jos pentru situațiile specifice, pentru detalii, pentru ceea ce vă interesează strict pe dumneavoastră în privat. Haideți să vedem, dragii mei, ce ne arată astăzi oracolul. Ca de obicei vom alege trei energii, după care vom vedea în tarotul celălalt răspunsurile. Drăguții mei drăguți, au ieșit trei cărticele, trei energii minunate. Haideți să le vedem împreună. Dragii mei, prima energie este un nou început pe care această zână, pentru că este un tarot al zânelor, un oracol al zânelor, iubiții mei, spune că ar trebui să-l îmbrățișați în perioada următoare. Este o idee prin care, probabil, va începe din nou ceva în viața dumneavoastră. Va exista aici, să spunem chiar exact ca în această imagine, ori nașterea unui copil, poate ați rămas doamnele care mă ascultă însărcinate, iar dacă nu este vorba de vârstă de sarcină, dragele mele, este vorba de un nou început. Iar pentru domni, la fel, este vorba de un nou început în dragoste, într-un proiect, într-o afacere, în ceva ce dumneavoastră, domn și doamne, așteptați de mult timp, da? Pentru că ceva se va relua de la zero. Dacă vorbim de iubire, care evident ne interesează cel mai mult pe toți, este acea iubire frumoasă care din nou prinde viață pentru că a avut o perioadă în care a trebuit să dospească, dragii mei, probabil cu niște situații mai dure, mai grele sau ceva ce ați lăsat în urmă. Este energia noilor începuturi. Într-un cuvânt, este ceva frumos, minunat și binecuvântat care va urma în viețile dumneavoastră de acum înainte. Mergem mai departe și avem a doua energie, dragii mei. Avem poarta magică, care este acea zână care ne arată că ar trebui să ne aventurăm câteodată în viața asta și în necunoscut, să ne luăm anumite riscuri și să facem schimbări în ceea ce privește timpul vieții noastre, da? Pentru că este acel moment în care vi se arată niște soluții, găsiți mai bine spus niște soluții, sunt tot felul de semne, poate că sunt indicații de la oamenii dragi sau aveți aici pe cineva care vă sfătuiește, dragii mei, de suflet sau pur și simplu instinctul dumneavoastră sufletesc care vă zice să lăsați tot ceea ce a fost în urmă, în trecut și să mergeți doar înainte, da? Deci e clar că trecutul nu mai poate fi întors, trecutul trebuie îngropat, trecutul trebuie doar asimilat ca și o experiență, ca și o învățătură, dragii mei, pe care evident atunci când a fost tristă sau rea, să nu mai repetăm. Dar în principiu această energie spune clar că există poarta magică către altceva mult mai frumos și mult mai bun în viața ta care te așteaptă, da? Deci este clar că trebuie să aveți curajul și încrederea de a vă aventura în lucruri care poate până acum nu le-ați făcut, vi s-au părut ciudate, v-a fost frică de necunoscut, v-a fost frică de, nu știu, poate să vă mutați în altă parte, să faceți niște lucruri care până acum le-ați amânat. Este clar că este momentul potrivit. Ultima energie, dar nu cea din urmă, drăguții mei, este energia divinității, da? Pentru că divinitatea, într-o formă sau alta, deși aici mai mult înseamnă acea putere magică prin care noastră puteți citi, puteți înțelege sau telepatic puteți privi dincolo de ochii minții ca să vedeți viitorul, da? Pentru că este vorba de a ghici ceea ce se întâmplă mai departe în viața voastră. Nu e neapărat vorba doar de divinitatea în sine, dar eu, așa cum cred, fără divinitate, dragii mei, nimic nu se poate. Fără divinitate, niciun har nu ne este dat. Fără divinitate, nimic nu se întâmplă pe acest pământ. Așa că aceste puteri, aceste lucruri care noi le aveți foarte mulți, pentru că aveți aici telepatie, intuiție, sunteți genul de oameni care poate vindecați cu vorba, cu mâna, etc. Da? Eu cred că toate aceste abilități pe care le aveți, dragii mei, vă dau acea putere și acea claritate să vedeți lucrurile de care aveți nevoie. Și evident, cel mai important, să faceți bine altora. Pentru că vor fi semne și vor fi lucruri pe care le veți putea aplica în perioada următoare. Deci dacă aveți talente, fie ele ascunse sau nu, dragii mei, scoteți-le către suprafață pentru că a venit momentul să le aplicați acum. Acestea fiind spuse, le mulțumim zânelor că au venit să ne aducă aceste mesaje atât de frumoase și haideți să vedem, așa cum am spus, dragii mei,
ce sentimente și care sunt situațiile pe care trebuie să le știți despre persoana asta, dacă mai merită sau nu să mergeți mai departe, să așteptați ceva sau să faceți ceva între amândoi. Vom vorbi de dragoste, pentru că dragostea este ceea ce ne încălzește sufletul, dragostea este ceea ce ne interesează, dragostea este ceea ce aduce, să spunem, acea valoare extraordinară în această lume și pentru viața noastră. Haideți să vedem, dragii mei, ce ne spun astăzi cărticelele. Casena, avem Fecioară, avem Leu, avem Vărsător, avem Capricorn, dragii mei, avem Scorpion, avem Taur, avem Balanță, avem iarăși Vărsător, avem iarăși Capricorn, avem Scorpion, avem Berbec, Berbec sau Leu, dragii mei, Berbec și Leu și, din nou, Pești sau Rac. Ok. Bun. Haideți să vedem, drăguților, ce se întâmplă cu această persoană. Da, cum am spus, să vedem dacă mai există sentimente, dacă mai există interese, dacă această persoană va face alegerile potrivite și așa mai departe. Drăguții mei drăguți, văd aici că cineva a avut de ales. Da? Cineva a trăit între două energii, între două case, între două lumi, între două situații. Sau e o persoană care poate chiar e bipolară, de ce nu? Poate a spune un lucru, mâine spune alt lucru. E ceva ce va cam rătăci pe dumneavoastră așa ca energie și deși ați crezut că cunoașteți această persoană foarte bine sau în adânc cu ei, uneori v-ați dat seama că omul de lângă dumneavoastră este un mare străin sau o mare străină și că de fapt va da niște surprize neplăcute. Ceea ce văd aici este că această persoană, pentru foarte mulți, a avut de ales, dragii mei, între tine și altcineva sau altceva. Poate altceva însemnând țară, job, firmă, bani, avantaje materiale, propuneri, etc. Da? Pentru că nu e vorba doar de o altă persoană pentru mulți, iar cei care v-ați situat, dragii mei, în această situație de trio sau de alte persoane care au intervenit, nu se neapărat musai parteneri ca femei sau bărbați, pot fi cineva, exact cum am spus de fiecare dată, mamă, tată, naș, etc., familie politică, amici, prieteni, cunoscuți, care, evident, au mai mare putere, să spunem, asupra acestei persoane decât tine, da? Probabil că această persoană, tot ce îi se cânta la ureche sau îi se spunea doar ceea ce dorea să audă, era încântat de viață și și-a luat niște decizii greșite vis-a-vis de voi, pentru că văd că se obișnuise să trăiască în două energii, iar tu n-ai mai putut accepta să fii pe locul doi. E un om care te-a iubit sau l-a iubit foarte tare și tu, cred că încă de la distanță vă uitați unul către altul, pentru că, dragii mei, ați avut o conexiune extraordinară, o chimie, o atracție fatală, a fost povestea vieții tale sau, mai bine spus, iubirea aceea care o întâlnești o singură dată. Simt că, după cum vedeți, această persoană, dragii mei, cu acești 5 de monede, are tendința să se gândească la ceea ce a pierdut, la cât de dur este de tine, la lucrurile care i s-au luat, da? Pentru că acolo unde este, în energia în care stă, nu este fericit, da? Poate stă lângă altcineva, cu altcineva, dar în final și-a dat seama că a avut doar de pierdut și nimic de câștigat. E ca și cum stă chinuit, obligat de situație, obligat de împrejurări, manipulat, etc. Simt că persoana asta, dragii mei, ar vrea să vină spre tine, dar nu știe în ce formă să o mai facă. Poate că s-a gândit la un moment dat să-ți trimită un mesaj. Poate că la un moment dat s-a gândit să-ți scrie. Poate că la un moment dat a vrut să se întâlnească cu tine, dar văd aici că dintr-o lașitate extraordinară n-a făcut nimic în final din toate astea sau dacă a scris și ei, a făcut un gest sau un mesaj, să spunem, poate v-a sunat sau v-ați văzut, a fost foarte scurt și la obiect și nu v-a dat nimic de înțeles că ar vrea să facă mai mult, pentru că simt că mulți aici sunteți separați, sunteți despărțiți, sunteți la distanță, sunteți blocați sau pur și simplu n-ați mai vrut să mai aveți contact unul cu celălalt, pentru că tu i-ai dat foarte multă lumină acestei persoane, iar el în final ți-a adus foarte mult întuneric. Adică simt că acest om s-a comportat la final ca și cum a fost orb și surd și nu a știut să-ți audă sufletul care splângea, n-a știut să-ți răspătească comportamentul, n-a știut să-ți răspundă cu aceeași dragoste la dragostea ta. Poate că nici nu știa să iubească, era o persoană rece, o persoană prea vanitoasă. Așa cum am spus, dragii mei, orgoliu e bun atâta timp când nu se transformă într-o mândrie până la cer, pentru că nu orgoliu, cât mândria personală este cea pe care trebuie să o aplicăm în viața asta. Ce înseamnă? Nu trebuie să ne umilim, dar nu înseamnă că trebuie să fim tot timpul orgolioși și din punct de vedere orgoliu să ne comportăm cu ceilalți. Simt că această persoană parcă a avut nevoie de aprobarea
altora. Sau pe dumneavoastră v-a deranjat că tot timpul se consulta ori cu familia, ori cu altcineva, ori ținea cont mai mult de alții decât de dumneavoastră, nu știa să țină gura cu secretele personale și așa mai departe. Simt că ați stat destul împreună, poate unii aici mai puțin sau mai mult, unii sunteți despărțiți de mai puțin sau de mai mult timp, dragii mei, mai puțin important timpul, dar simt că această persoană a fost nevoie să plece de lângă dumneavoastră pentru că destinul, într-o formă sau alta, l-a lăsat sau a lăsat-o să probeze niște lucruri. Să vadă, ca și cum viața a dat un test, dragii mei, cum este fără tine, cum este cu persoana asta care s-a băgat între amândoi, cum i se va lua liniștea și toată această conexiune cu tine, de fapt, i s-a distrus din cauza că el cu mâna sa și-a făcut o lată, da? Simt că acest om, așa cum am spus, dragii mei, v-a tratat poate uneori cu răceală, pentru că l-a costat să spună ce simte. Nu e un om care se desfășoare foarte deschis, nu este un om care să găsească cuvintele ușor. Poate că este genul ăla de om care și dacă îl pui să scrie o poezie sau o scrisoare, nu e în stare, da? Este mai ușor poate să arate sau într-o formă sau alta să se concentreze ca să poată vorbi despre ceea ce simte. Pe dumneavoastră vă simt foarte romantici, dar în același timp vă simt niște persoane cu picioarele bine înfipte în pământ, la modul nu sunteți niște oameni ușor de mișcat, de înduplecat, dar persoana asta v-a muiat cu totul pentru că v-ați îndrăgostit de el sau de ea, da? Deci v-ați lăsat, mai bine spus, purtați pe valurile iubirii de dragul ei sau al lui și asta nu înseamnă că o faceți cu toată lumea, ci doar cu această persoană care a însemnat enorm pentru tine. Cred că sentimentele acestea pe care nu să le împărțiți astăzi, în acest moment, în acest om, fac și acolo, să spunem, o poveste nouă, îi creează acestui om din nou povestea și iluzia că ar putea să repare ceva. Spune asta pentru că există o situație de care cred că și tu și el vă agățați într-o formă sau alta, gândindu-vă, dragii mei, la cum era când erați împreună, pentru că simt că omul ăsta îți duce dorul. Acolo unde e, se gândește la tine, mai ales noaptea, poate că te vede în vise sau în vis vă vedeți reciproc. E multă telepatie, când ți se întâmplă ceva, tu simți acea energie negativă sau în momentul în care ție ți se întâmplă ceva, persoana asta are și ea treziri și sentimente. Probabil că e nevoie, dragii mei, cum văd aici, să plătească pe propria piele sau cu aceeași monedă cu care ți-a dat ție acele dureri. Pentru că simt că acolo unde ei s-au înfundat toate drumurile. Ori suferă, ori are pierdere, ori persoana lângă care stă deja se poartă foarte urât. Nu știe cum să facă să plece din acel loc. Dar e ca și cum e o pasăre închisă într-o colivie și văd aici că simte în acest moment că egoismul său și setea lui de putere, de bani, de tot ceea ce, să spunem, a făcut contra ta sau din cauza acelor lucruri te-a lăsat pe tine, astăzi îi plătește o factură scumpă. Nu a fost niciodată sincer la început, dar îl văd acum, dragii mei, că... Cum să vă spun? Încearcă să facă lucrurile bine. Încearcă să facă lucrurile bine pentru că în final și-a dat seama că dacă va continua să se mintă pe el și să mintă persoanele din jur, nu face decât să piardă absolut tot. Îl văd la pământ, suferind și e adevărat că astăzi, dragii mei, primește fix ceea ce a oferit pentru că ei se întorc înapoi toate cu efect de bumerang, da? Dacă s-a purtat urât, cineva se poartă urât. Dacă ți-a vorbit aiurea, cineva îi vorbește și lui aiurea. Dacă te-a necăjit și te-a umilit, e umilit și el de alții, da? Cu ce să fie înfipt? Cu acele săbi se întoarce totul contra sa. Îl simt aici rănit, abandonat, parcă fără niciun Dumnezeu, închis în el, pentru că, dragii mei, această energie a 10-lui de spade este foarte cumplită. Da? Și credeți-mă că o simt la el, nu la dumneavoastră. Cred aici că cineva cu foarte multă viclenie, falsitate, a încercat într-o formă sau alta să-l atragă, iar el, din păcate, a ales ceea ce nu trebuia. Probabil că dumneavoastră știți cât ați suferit și cât a trebuit să dați spatele acestor energii toxice, pentru că n-a fost ușor nici pentru tine ca toate aceste atașamente emoționale, dragii mei, care văd aici că sunt foarte puternice, deoarece sunteți suflete pereche, nu au putut fi rupte sau cel puțin tu încercând să-l uiți, să-l dai naibii, să nu te mai gândești la el, la ea, n-ai putut pentru că persoana asta încă reprezintă ceva important în sufletul tău. Și atunci, mult stres... Te-ai necăjit, ai vrut să închizi acest capitol, l-ai închis la nivel fizic, dar sufletește, dragii mei, vă văd încă aici pe baricade. Totuși, și unul și altul ați avut de dat o luptă și spun asta, drăguții mei, pentru că văd aici că cineva în final se uită în trecut și vrea să facă o mare schimbare, da? E clar că dacă a stat pe loc, a fost confuz și n-a știut ce să facă mai departe, această persoană a avut mult de învățat. Iar această lecție, dragii mei, este că schimbarea trebuie să înceapă din interiorul său. Așa cum am spus în nenumărate rânduri, dacă noi nu facem schimbarea cu noi, nici lumea din afară nu se schimbă. Dacă noi ne schimbăm în interior și ne schimbăm pe noi, se schimbă totul în jur. Pentru că, dragii mei, este clar că odată ce modificăm structura noastră sau felul în care vedem lucrurile, avem o mare șansă la fericire.
Era așa cum spunea un mare filozof, cred că Jung îl cheamă, dacă nu mă înșel, Carl Jung, nu știu dacă pronunț bine, mă iertați, dar știu că am citit toată, despre acest om care spunea așa că durerea, da? Durerea este ceva ce nu poate fi eliminat, pentru că e durere, da? Dar suferința, dragii mei, este ceva ce alegem noi. Da? Deci mă poate durea o perioadă, dar ca să sufăr continuu este alegerea mea. Ceea ce văd în această persoană, că de ce am făcut această paranteză, este că și-a dat seama că a plătit pentru tot ce a făcut. Și-a dat seama că trebuie să schimbe ceva profund. Că dacă în el schimbă felul în care vedea lucrurile, comportamentul și ceea ce va promis și se va ține de cuvânt, lucrurile vor sta bine și frumos. De ce face lucrul ăsta? Pentru că, dragii mei, simte că sunteți jumătatea sa. Da? Și nu pentru că ne-am născut incomplet. Pentru că nimeni nu este incomplet, nimeni nu este un fruct tăiat în două, ci pentru că în momentul în care te asociezi cu o forță egală cu a ta, în momentul în care atragi vibrațional o persoană minunată ca tine, lucrurile sunt extraordinare într-un cuplu. Ați văzut genul ăla de oameni pe stradă care doar se uită în ochi unul la altul și deja știu unde vor să intre, ce vor să cumpere și încotro merg. Simt această conexiune extraordinară și pentru noastră și pentru el, pentru că avem aici, dragii mei, sufletele pereche, da? Este vorba de acele suflete de copii, acea energie minunată în care ne împăcăm, ne schimbăm jucările între noi și vrem să facem din nou să fie bine, da? Simt că acest om vine cu o ofertă de dragoste. Avem aici și acest paș de cupe minunat care, dragii mei, înțelege că dacă vine cu sinceritate și cu acea cupă a dragostei cu adevărat plină și într-adevăr ți-o dedică din suflet, nu are cum să iasă greșit. Acum, dumneavoastră decideți dacă vreți sau nu să-l mai primiți pe acest om sau pe această femeie, dar, iubiții mei, văd aici că e încă foarte multă dragoste, da? Pentru că acest om a realizat ce a pierdut, a realizat cât de mult a pierdut, n-a mai avut nicio liniște și vrea probabil să propună ceva nou. Poate o altă viață, o altă șansă, astea sunt lucruri pe care, evident, trebuie să vedeți dumneavoastră dacă vreți să le mai recuperați cu această persoană. Ceea ce însă a făcut este că ceva a contribuit la transformarea sa, pentru că și-a învățat lecția, și-a învățat morala și a văzut cu ceea ce a greșit față de tine. Eu cred că asta e cel mai important lucru, iar tu te-ai eliberat din acea energie a dependenței. Te văd aici fericită, fericit, te văd spontană, te văd în situații pe care tu ai schimbat total cursul vieții tale în bine și această persoană, dragii mei, dacă vrea să mai vină pe peronul vieții tale, cum am spus și în alte etalări sau în gara ta, mai bine spus, să se întoarcă, nu este niciun fel de problemă atâta timp cât vine să rămână definitiv, da? Pentru că vă simt aici cu acea energie în care nu vreți să mai acceptați ce nu meritați, nu vreți să vă mai conformați cu altcineva care să vină să plece, să nu vă dea niciun fel de siguranță și vă doriți, dragii mei, acea dragoste care vine la pachet cu pacea sufletească, da? Deci foarte, foarte frumoasă etalarea. Ce să vă spun, îmi place ce am văzut astăzi. Simt că mulți aici vă veți împlini visele și dorințele în perioada următoare. Sper să nu fie târziu și sper ca cât mai multe persoane din cele care se uită, dragii mei, să aibă această situație. V-am zis, sper să rezoneze cu toți, deși fiind o etalare generală, uneori rezonează, dar nu chiar cu toată lumea. Și haideți să vedem ce litere avem pentru astăzi, drăguților. Am scos câteva, nu o să scot mai multe, câte sunt atâtea lăsăm. Haideți să vedem, avem un A, avem un M, avem litera O, dragii mei, avem litera G, avem litera V, avem litera R, litera E, litera K, litera F, litera Z și litera B. Deci eu cred că au ieșit destul de multe, chiar dacă nu sunt musai inițiale la toată lumea, dragii mei, v-am zis, nu e un capăt de lume. Scoatem de fiecare dată câteva ca să poată rezona cu cât mai multe persoane. Nu e obligatoriu să iasă pentru toată lumea, dar sunt chestii în plus pe care le facem aici cu drag. Iubiții mei, sper că v-a plăcut etalarea și dacă da, vă aștept cu comentarii, cu sugestii. Abonați-vă, vă rog, e gratis, îmi faceți un mare favor să vă abonați cât mai mulți. Lăsați-mi sugestii, comentarii, le citesc pe toate. Vă iubesc mult de tot pentru tot ce îmi scrieți și vă răspund cu aceeași dragoste, chiar dacă nu pot la fiecare în parte să las un rând. Dar, dragii mei, le citesc pe absolut toate și vă mulțumesc frumos că de fiecare dată sunteți aici cu tot sufletul lângă mine. Așa că ne revedem data viitoare la o nouă etalare ca să vedem mai departe ce se întâmplă. Vă pup mult de tot! Pa, pa!